simularea la română. Astăzi au greșit un pic pentru că citim textul cu atenție, știi? Bună seara și bine ne vedem la treabă procurare. Tema pentru acasă, masa a 8-a. Așa cum am obișnuit, eu știți că fac lucrurile la prima citire și la prima citire se pot strecura și erori și de aceea noi facem un lucru, revenim acolo unde mi se pare că ceva mai devreme. Și la trecut am făcut problema aceea cu piramida, o piramidă și era vorba de a drumul cel mai scurt. Între timp am reflectat, v-ai spus că undeva la mijlocul mântii și vreau să vă convinc dacă așa este. Adică mi se pare că nu-i, dar împreună acum discutăm și vedem exact. Așa, da, problema cu drumul cel mai scurt, da. Era dacă o piramidă patrateră... Am notat cu X, X pe 2, așa. Așa ceva și la propunerea lui Miruna am dus acolo și am mers pe varianta că la mijloc ar fi... drumul cel mai scurt. Revenim. Era vorba de piramidă patrateră regulată. Nu, ai cred. Da? Așa, așa țin minte. Și Luna, te rog să te mai amintești dacă așa este A, B, C, D. O piramidă patrateră regulată. Cu asta, nu, dreptunghiulară parcă era. Încât asta era de 30, asta de 15. Dar Mariana a fost? Mariana ai fost și tu? Vineri am fost tot un profesor? Vineri, vineri. Mariana a fost. Piramida asta și notați un piramide sau prismă. Oricum, chestiunea... Chestiunea era că pe muntea asta la un moment dat era vorba să ajungem din punctul A în punctul... Nu, era o prismă. O prismă, gata, m-am amintit. Da, o prismă. O prismă. Patrateră. O prismă patrateră cu baza în dreptunghi. Gata. Ceva, ceva dat, da. Și asta era. Deci aveam o dimensiune. Sigur, 30, asta 15. Nu m-am mai sunat prietenul de la Iași, dar... Aceea cu suportul ăla de un bere? Nu. Joi a făcut suportul de un bere. A, B, C, D, A prim, D prim, C prim, D prim. Și era vorba că pe asta arată tot de 15, Miruna poate să amintești. Nu, ai fost. Deci A, B era de 30, B, C de 15 și C, C prim de 15. Și au fost mai multe chestiuni acolo, dar una, ultimul punct era așa. Unde să poziționăm noi pe punctul I? Așa încât AM plus M C prim să fie minim. Deci AM plus M C prim egal minim. Care să fie poziția lui M pe BB prim, așa încât drumul... Da, ne amintim. Am notat eu cu X asta. Da. Și atunci am găsit pe AM ca fiind prin Pitagora. A e egal cu radical din 300, din 900, da? Radical din 900. Da, și 200. 900 plus x pătrat. Da. Plus x pătrat. Iar ce primie? Da, era 225. Egal cu radical din, din 15 la pătrat. Da. 225 plus... minus 15. 15 minus X. Sau 15 minus X. Sau X minus 5, fiind la pătrat, nu-i problemă. Da.
15 minus x, totul la pătrat. Așa era, da. Așa era. Da? Așa era. Și problema era asta. Unde să fie x? Așa încât a, m plus m, c prim să fie minim. Da. Ne-am amintit acum. Da, așa era. Nu piramidă, prismă, tot da. Suntem pe problema. Și Miruna a venit cu punctul ăsta, cu ideea asta, că dacă M ar fi la mijloc, s-ar întâmpla ca să fie poziția cea mai bună, cea mai optimă. Și facem un calcul. Hai să vedem cu varianta că X egal cu 15 pe 2. Da? Și spunem concret. Deci pentru X egal cu 15 pe 2, asta când M e la mijloc, nu? Pe prim, clar că așa vine, atunci se întâmplă ca M să fie egal cu radical din 900 plus 225, da? De 15 la pătrat pe 2 pe 4. Și dau mai departe cu radical din 3825 pe 4, care înseamnă egal mai departe cu 3825 pe de desfăcune trebuie să facem. Da. Nu văd alt idee. 3825 prin 5 merge 7 ori 15 6 25 5 5 5 odată 26 5 și 3 153 merge prin 9 chiar prin 3 mergem că merge din 2 da. Prin 3 5 1 iar prin 3 7 deci odată 7 deci 7 sunt 3 și 5 deci sunt 3 și 5 va fi egal mai departe cu 15 15 supra 2, așa este. Radical din 7. Asta este AM. 17. Corect. Bine, mulțumesc. Și acum să aflăm și pe ce primim. Da. Ce primim? Egal cu radical din 225 plus 225. Facem din nou. Nu, hai să înlocăm pe x cu 15 pe 2, 30 minus, tot 15 da. Pe 2 vine. Tot 15 pe 2, corect. Că din 15 scăzi jumătatea sa, tot 15 pe 2. A fost 225 pe 4. Așa la scal din 225 ori 4. E 500, 900. E 4 ori 2, 8 și cu 25 de 4 ori. 900. A, 450, 900. Da, 900 și cu 225. 1125. 1125 supra 4, care înseamnă... Nu te descompune chiar. Iar nu te descompune. 1125. 5 și 15 la 2, 5. 15 la 2, 5. 15 la 2, 5. Am și făcut că era trecut. 15, să o să ai făcut. 15, radical din 5. Radical din 5 pe 2. 15 radical din 5 pe 2. Deci 15 pe 2 dă, dar una radical din 5, una radical din 7. Deci suma, hai să vedem cât este suma. Suma e 15 pe 2. Deci AM, facem AM plus M C prim. Egal, 15 pe 2. 15 pe 2, 15 pe 2, asta sunt lângă. Radical din 17 pe 2, în loc să vorbească... Hai, fiți-ne! Vă rog, hai să lăsăm pe el, da? Noi știu. Radical din 15 plus radical. Și asta s-a întâmplat când am zis că ar fi M la mijloc. Acum să ne închipuim că X ar fi 15 pe 3. X egal cu 15 pe 3. Adică... Adică 15 pe 3. 15, 10, e o treime, nu? O treime. Două treime. 30 pe 3, adică cât ar fi? 10, nu? 10, da. Și B primim data viitoare va fi 5. Ia să vedem ce se întâmplă. Deci pentru X egal cu 10, A, e egal.
Aia. Dacă 900 plus 100, 10, da. Deci, radical din 1000? Da. Nu? 1000? Da, a, 1000, atunci, dacă e gen... 10 radical din 10. Da. Nu? Așa, da. 10 radical din 10. Am să văd bine, nu? Da, da, e 1000, da. 100 plus 10. Și ce prim e? Și ce prim e? Asta e radical din 225 plus... Plus 5 minus 10 și 5 la a doua. 5 la a doua, 25. Care face radical din 250, nu? Da. Care înseamnă... 5 la a doua, 5 la a doua, 5 la a doua, 10. Așa. Foarte tare. Foarte tare. Și atunci, I am plus... Ce prim? Haideți să vorbim. Ce prim? Maria. Am plus ce prim? Apoi 10 radical din 10 plus 5 radical din 10. Tot 5 radical din 10 în față. 5. Nu, 5. Nu, adunăm, că-s mere. Radicale se. 5. 5 radical din 10. Oare ăsta e mai mare? Pun și o întrebare. E mai mare? Așa ar trebui după cum ne propunem noi. Asta să fie mai mare drumul ăsta. Așa, decât care? Decât cel care mai mare. 15 pe 2 radical din 7. E mai mare decât 15. Pe 2 radical din 7. Radical din 17 plus radical din 5. Da, asta e întrebarea. Dacă am lucrat corect, înseamnă că ăsta e cel mai mic. E mai mic decât ăsta altul care l-am găsit ca variant. Dar să calculați radicale? E cum să? Cum să? 15 cu 15 simplificăm de 15. Da, și acum ar fi aduc și la radical din 10, hai să zic așa, la radical din 10. Radical din 10 e mai mare decât 1 pe 2 pe lângă radical din 7 și nu se pescă radical din 15? Radical din 5 mai e. 5, da? Da. Echivalent, Maria? Echivalent cu radical din 10. Aducem la același lucru, 2 radical din 10. 2 radical din 10. Mai mare decât cu semnul de întrebare mai mare, că nu știm că este adevărat, vom vedea. Decât radical din 7 și decât radical din 5. Și ați să facem anul 10, nu că nu. Nu avem decât variantă, să zicăm ambimentul la pătate. E numere pozitive, să păstrează. 40, 40 mai mare decât 7, mai mare decât 22. 22. Nu, nu, iubita, dar e 2 radical din celălalt. E binom. E la pătrat. Deci totul la a doua. E 17. Nu e produs. Nu e 2 AB. Dați-mi părinte. Nu e produs aici. Dacă ar fi fost produs, ai fi tu drept. La fiecare pătrat ai o sumă. Binom aici, da? Deci plus de 2 ori, primul ori al doilea. 2 radical din 17 ori 5, care face? 85. Scădem în 22, echivalent Maria cu 18 mai mare, de exemplu. 2 radical din 85. Împărțim și dintr-un 2. Da, ar fi mai mare și înseamnă că 9 mai mare decât radical din 85. Păi, radical cu 9, 81. Uite nu vă dată la pătrat și vine pe 81 să fie mai mare decât 85. Fals. Aici este momentul în care spunem, n-am nimeni. Deci cum a descompus proiectul de 17 plus radical din 5? Cum a descompus? Am făcut din nou. N-am, e zica la pătrat, măi. Da, și ca și mai avea la pătrat. Da. Și radical din 17 la a doua. 17. Plus 2. Și 2 ori prima parte, ori a doua. Plus 5. Partea nouă la plus 5. Da, 17 plus 5, 22. Plus 2 la 25, corect. E important, adică să fim plecat mai departe cu neînțelegerea asta, insistăm întotdeauna, ai făcut un lucru foarte bun. Da. Etapa anterioară, Maria a zis 17 plus 5, 22 și a lăsat așa. N-a surprins că e vorba de binom, nu? Asta era greșeala pe care am punctat-o. Bun. În concluzie, am greșit. Deci nu e mijloc. Nu-i mijloc. Pentru că am găsit o poziție, una, în care asta să fie o treime. Da. Da?
Deci asta două părți. Acum să luăm un sfert. Să luăm un sfert. Facem și așa, da? De așa m-am lămurit că nu e acolo. Nu e acolo, clar că nu e acolo. E clar că e mai bună poziția asta de aici. Și dacă e mai sus? Ei, acum este momentul când intervenim. Dacă e mai sus? Deja la o treime, e mai bine. Ar fi, e acolo. E o spii de primul, nu? O foiță între jocă. O foiță. Poți să dă. Este momentul în care suntem convinși că am să fie greșeală. Corect. Da? Da. Și acum, închipuiți-vă că ați fost așa. Practic așa se întâmplă. La fel, fețele astea la fel. Asta e asta de aici. Da. Și asta e bebe primul, chiar bebe primul. Și ce ce primul este asta. Da. Și problema era să ajung de aici, în partea asta de sus, pe drumul cel mai scurt. Adică era vorba să duc așa și pe urmă așa. Nu cumva... Idiotul nu cumva pot să fac așa și să duc de aici aici. Duc cel mai scurt, de linia dreaptă. Adică să fac dreptunghi? Păi nu am făcut nici dreptunghi. Am făcut, dar n-am insistat. N-am insistat, că dreptunghi l-am făcut. Am făcut. Am desfăcut aici. Am desfășurat. Da. Dar, cum să spun, n-am avut curajul să mă duc până acasă, sau nu știu ce, cred că a intervenit minuna cu jumătatea aceea deja... și cu supresiunea timpului. Da. Și ideea cu jumătate mi-a scos din minte ideea cea mai tare, asta este. Pentru că Miruna și cu Maria se întâmplă așa. Noi vrem să ajungem de aici, aici, pe drumul cel mai scurt, nu să fim minim. Și întrebarea era unde să poziționăm pe el, așa în fel încât de aici până aici și până în continuare să fie cel mai scurt. Sigur, putem pune și aici. Unim picioarele. Uite, facem un dreptunghi, deci desfășurăm. Da. Îi punem în același plan. Da. Fața asta de aici, fața cealaltă, îi punem în același plan. Și nu se întâmplă nimic cu segmentele acelea. El nu a suferit din cauza. Da. Și practic, unim pe A cu ce prim? Asta-i. A cu ce prim, da. Asta-i. Asta-i cu... Și o loc unitaie, aia e poziția ultimă. Unitaie BB prim. Unitaie BB prim, da. Dreapta asta. Și o aritaie? E diagonala... E diagonala... Nu, dar da, ne-a făcut plana. Da. Dar, da, atenție, eu vorbesc de pe fața laterală să se întâmple asta. Deci eu vorbesc de A, I-am care e în planul de față. Da, și pe față. M-am zis că A ce prim e diagonală. Deci una e diagonală, alta este ceea ce vorbim aici. Am înțeles. Ca autor așa mi-a spus. Când desfacem. Unde, unde să pun pe I-am? Pe BB prim, așa încât A, I-am plus I-am ce prim să fie minim. Deci desfacem. Asta e bun. Și desfacem. De-a-n-a. Și unde taie? Păi ăla e punctul căutat. Optim. Și cum asta era, cât era asta? 30. Dar haideți să ne facem repede, să înțeleagă. Corect. AB era 30 și ala de 5. Deci una e mai lungă și una e mai... Ce era? Împartă în 3. Da. Exact în 3. Da. Da? Da. A prima. Păi ăsta, ăsta e motivul. Deci împartă în 3. Corect. Și acolo e B. Și atunci asta este BB prim. BB prim, corect. Și cealaltă A prim. Deci A, A prim. B, B prim. Ce? Ce prim. Acum unim pe A cu ce prim. Și unim pe A cu ce prim. Și acolo. Și unde o taie? Nu știm, dar calculăm. Nu știm. Dar asta e în plan, nu ți... În plan, da. Dar noi am făcut și plan. Miruna, e un plan. Da. Dar eu, desfășurând cu cele două plane care sunt perpendiculare, ce limbe, deci știi, Maria, sunt așa, nu? În prisma așa sunt. Și când am desfășurat, le-am dus în plan, ele n-au suferit. Nu. A, I-M și I-M ce prim nu sunt... Ele sunt fiecare în plan, acum le-am făcut cu o plană, le-am întins în același plan și poziția optimă este asta. Aici, asta este poziția. Și acum rămâne întrebarea, cum o găsim pe asta? Știți ce ce prim? Păi pe ce prim o știm? De-a pe o știm? Sigur, dar asta e 15.
BG, o știm, e 15. Cred că e B primim cu A, prima e și o tales. Da, da, da. Deci asta, da, B este toată asta. Da, B o știm, B ce o știm la mare. E egal cu MC prim sau egal cu B prim C supra C, C prim și găsim asta de aici. Deci facem teorema lui Tales într-un triunghiul A prim A? Da. Deci triunghiul fundamental al asemănării. Da. Triunghiul B prim MC prim și cu triunghiul C prim A prim A sunt da, asemenea. Da. Deci triunghiul B prim e B C prim este asemenea cu triunghiul A, A prim, A, A prim, C prim. Că triunghiul de fiind asemenea, pot să scriu la modul de asemănare. Știți bine cum spuneam? Egal, egal, egal. La numărător pun latele unui triunghi și să hotărâm ca să fie triunghiul M, B prim, M, B prim, C prim. Și la numitor... Păi, dar cum le ziem atunci, domn profesor? Vedeți că a spus... M, B prim. Sus, sus, sus. Unde? La asemenea. Aici, da. Așa. E. E. B prim. C prim. Asemenea că triunghiul A, A prim, C prim. Așa, așa. E în B prim, C prim, da. La numărător. Și triunghiul A, A prim, C prim. Ca să ne amintim și cum gândeam la ideea proporționalității. E în B prim. E în B prim. B prim, C prim. Și C prim, M. M. A pus la doilea de sus. Acum ce pun de sus? E în B prim, e în B prim, e privit de unghiul C prim. C prim este și unghi în triunghiul mare. Supra A prim, obligator. A prim, C prim. B prim, C prim. B prim, C prim, e văzut de unghiul ăsta. Unghiul ăsta e congruent cu ăsta ca fiind corespondent. Supra A prim, C prim. Și o rămas a treia latură, A, C prim. Țin da. Mult la chestia asta, pentru că în două triunghiuri care le vedeți, aici a fost un șoc. Da. Care, pe care spun că sunt asemenea un triunghiul de aici, cu triunghiul nu știu de care m-am plasat într-un caz de asemănare, când scriu proporționalitatea, trebuie să fie foarte corect. Unghi, unghi. Și căutăm altele care sunt unghiilor. Pentru cazuri de asemenea care erau cam uitate. Când două triunghiuri sunt. Latrul, LLL, unghi la triunghi. Dar și confuzii cu cazuri de asemănare și cazurile de congruență. Deci cazuri de congruență la triunghiuri. Două triunghiuri sunt congruente. Ce înseamnă congruente? Identice. Că dacă le-aș supra, le-aș pune unul peste altul, le-aș suprapune perfect la congruență. La asemănare, unul e mai mare, altul e mai mic. Unghiurile sunt congruente toate la asemănare. Da? Deci unghiurile sunt congruente. Și la congruență era unghi, latură, unghi, da? Un caz, latură, unghi, latură, la congruență, L-ul L pentru congruență, da? La asemănare, ce trebuie să am? Cele două laturi nu mai sunt congruente, sunt proporționale. Deci, două triunghiuri sunt congruente. Fostul caz de congruență pe care știți latura unui latură, se traduce în au câte două laturi, laturi proporționale și unghiurile și câte un unghi congruent, adică spune așa, triunghiul A, B, C este asemenea cu triunghiul A prim, B prim, C prim. Da? Se vede ce? Triunghiile acestea sunt asemenea. Și am să fac triunghiul ăsta aici, triunghiul A, B, C, un alt triunghi mai micuț, A prim, B prim, C prim. Nu mai pot să spun că sunt congruente triunghiurile acestea, că dacă iau pe ăsta, nu este identicul ăsta, nu se suprapune. Sunt asemenea, pentru că fostul lui, la triunghiul A, trece la asemănare în cazul întâi, cazul întâi de asemănare, îmi spune să aibă câte un unghi congruent, unghiul B, congruent cu unghiul B prim, unghiul B cu B prim, și laturile, laturile acestea,
ale celor două unghiuri proporționale. Adică să aibă ce? AB supra, deci AB supra A prin B prin egal cu BC supra B prin C prin. Da? Deci, insist. Vedeți, s-au făcut lucrurile astea, mergeau pe Și nu s-au mai făcut? Și nu s-au mai făcut, se uită. Și se face confuzie între congruență și asemănare. La congruență, aici e la bunul raportul acesta. De aceea, AB egal cu A prim de prim și BC egal cu B prim C prim. De-aia zicem lună. Acum, în loc de congruența laturilor, avem proporționalitatea. Deci, fostul caz lung trece în unghi, să fie câte unghi, și laturile ce formează unghiurile respective, deci ce zice laturile omologe, să fie proporționale. Asta e cazul. De fapt, se întâmplă așa. Când eu cu ăsta și-l lipesc aici, ăsta vine așa. Exact. Și atunci apare tales. A, B, prima este ce prim, da? A, B, prim, supra, B. Asta e motiv de... Două triunghiuri sunt asemenea, nu? Trebuie să un raport de coordonare dintre ele... De asemănare. Da, 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 așa. Da. Să fie egal, să iasă... Așa, ori să fie toate unghiurile comune, nu? Să fie egal. Deci, cazurile sunt totale de asemănare. Și eu vreau să insist pentru a face legătura cu congruența triunghiilor. Dar... Să ne fie limpede. E diferit de problema la asemănare în raport cu cei ce sunt congruenți. La congruență înseamnă că sunt identice. Cele două triunghiuri. Cele două triunghiuri la suprapus și toate elementele sunt egale două câte două, sau cum, dacă la segmente congruente. Altfel spus, au aceeași măsură. Da? Toate cele șase. Trei din ele, din cele șase elemente ale triunghiului, unghiuri și laturi, trei laturi și triunghiuri, trei din ele sunt folosite pentru a asigura congruența. De-aia zic lul la congruență. U, L, U și L, L, L. Deci din cele trei, din cele șase elemente, trei sunt folosite de bază pentru a asigura congruența. Cazul 1, cazul 2, cazul 3. Acum, la asemănare, triunghiurile nu sunt identice, ci el este mai mic sau mai mare, într-un anumit raport în laturile. Ceea ce e important, triunghiurile vor fi toate congruente. Dar mie, pentru a asigura congruența, trebuie să... Asemănarea trebuie să am tot așa niște elemente minimale, să spunem, care să fie asemănarea. Și unul. Să am câte un unghi. A fost fostul lui de la congruență trece în câte un unghi, iată acest unghi, la mai mici de cu B'. Și latul de cel formează, latul omologe, spunem atunci, latul omologe să fie proporționale, adică vor spune unghiul B din cine e făcut? Din BA și BC. Unghiul B' din cine e făcut? Din B'A' și B' C'. Din ăsta. Și atunci spunem, latul omologe să fie proporționale, adică zic AB supra latura asta A prin B prim. Egal cu BC supra B prim C prim. Da. Și egal cu 1? Și dacă e egal cu 1, m-am dus în cazul de congruență. A, dacă e... Dacă e egal cu 1, asta am vrut să spun. A, cazul particular este când raportul este 1 și atunci triunghiurile sunt congruente. Și aici înlocuiești și vezi în ce raport. Sigur că da. Dar asta trebuie să fie în altă parte ajuns. Și eu acum v-am adus mișcând triunghiul ăsta peste ăsta altul și m-am adus în teorema fundamentală a semănării. Sau termenul, nu? Care vrea ca la bază în altul tales. Latura asta pe asta, egal cu asta pe asta. Exact. Da? Și continuăm. Dar aici se continuă, după ce am așa asta și am zis că triunghiul este de asemenea, pot continua egal și cu B' prim, cu BC, cu, pardon, AC supra A prim C'. Prim. Deci pot continua egal și cu asta. După ce mi-am asigurat condiții. Pe scurt, cele trei cazuri. L, U, L.
de la concurență. Lăuri, cazul 2, cazul 2, unilatură, și cazul 3, latură, 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 trec în asemănare. La asemănare trec în cine? Câte un unghi și laturile și astea proporționale. Cele două laturi proporționale. Adică cât e un unghi și laturile ce îl formează proporționale. Aici. Cazul ăsta. Ai unghi. Unghi, latură, unghi. Da. Nu mai e nevoie să mai spun și de o latură. Numai două unghiuri, că al treilea vine de la sine. Corect. Și dacă toate unghiurile sunt concrete, figurile acelea sunt proporționale. Triunghiurile sunt proporționale. Deci aici numai unghi, unghi e suficient. La cazul 2. Da. La separat. Și la cazul 3, toate laturile proporționale. Aha. Deci, A, B, supra, A prim, B prim, egal cu B, C, supra, B prim, C prim, egal cu A, C, supra, A prim, C prim. Da. Și să mă întorc aici. Nu, acolo am rămas. M prim, nu cunoaștem. M de prim, X, să zicem. X supra. A prim, o știm, 15. 15. Egal cu B prim, C prim, parcă o știam. Nu? Nu știu, 15. 15. 15. Supra A prim, C prim. A prim. C prim, 45, nu? Că era 30 plus 15, nu? A prim, C prim este 30 plus 15 și 45. Și suficient, mă opresc aici. X împărțim dintr-o 15 aici, că e 3 ori 15, nu? Și X egal cu 15 supra 3. Și face 5. Și așa vreau și mă la 5 pe ăsta și 10 aici. 15 ori 15 supra 4. Da, dar o împărțit prin 5. Deci am împărțit dintr-o 15 jos. Și 1 pe 3, acolo. 15 pe 3. Da, da. Și am simplificat aici da, fracția asta și rămâne 5. Deci X egal cu 5. Iată, am găsit exact... Adică a treia parte? A treia parte. Deci o treime. Și exact cum am gândit, când am luat-o, am zis că asta să fie 10 și asta 5. 5. Și mi-a ieșit mai mică valoarea asta față de mijloc. Și întrebarea era, cum viu cu argumentarea riguroasă? Exact. Asta este. Argumentarea riguroasă este transpunerea problemei în același plan, surprinderea așa. Avem voie să facem și așa. Da, nu avem voie. Asta este... Asta este soluția. Asta e ideea. Poate ce plan? Că altfel, minuna, orice punct ai luat în stânga sau în dreapta, apare un drum acum cu ăsta. Drumul cel mai scurt, în armonie, într-un plan, două puncte, este segmentul despre că dreapta. Dar noi ne-am gândit atunci la o singură. Ne-am gândit, mai am făcut-o până aici. Dar noi am sus foarte aproape și ceva... A fost un moment în care pe mine m-a scos din mână. Și ne grăbeam, dar și fost insistența lui Miruna pe partea era asta. Mijloc. La mijloc. Și atunci m-am dus pe ideea. Eu cum totdeauna mă duc cu respect pentru ideea copilului. Și am avut sentimentul că acolo mijlocul ar satisface. Că tu ai zis și capra și vadă sunt păcări. Da, da. Mijlocul acela deja face și pe una și pe alta mulțumite. Nu a fost să fie așa. Da? Deci acum am argumente serioase, riguroase, în sensul că acolo unde taie, nu stânga sau dreapta, știi că am și spus că dacă ar fi mai sus sau mai jos, emul acela ar fi la o... suma două laturi, tot mai mare, a treia și a treia nu trebuie să fie acolo. Am insistat eu într-o măsură. Și fiindcă m-ați provocat, niciodată n-am să... Da, și mai ales faptul că am sezizat acum niște slăbiciuni la asemănare. Nu, așa este. Și autorul cum dă acolo soluția? Nu, 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 uitați la alte probleme. Da, pot singur trebuie să o dea așa. Vă uitați din curiozitate. Dacă e o altă soluție, dar eu... De acolo, parcă
din mare, nu știu să ajutați să caut eu. O să vedeți, da. Oricum, asta e drumul și argumentarea. Și acum, fiindcă veni vorba de tale, venind, așa, vă spun o povestioare adevărată. Cum anume mi s-a întâmplat? La un moment dat lucram la școala profesională. Și la copii, la școala profesională, te duci cu probleme practice. Nu te duci cu să faci, nu știu ce, matematica trebuie să-ți simte utilitatea, nu faci lucruri de dragul care faci. Și le-am spus următoarea problemă. Mai copii, să ne închipuim că sunteți la un atelier de, să spunem, chimichicerie, și dintr-o bucată de tablă, sau la croitorie pentru fete, și dintr-un material sub formă de triunghi, trebuie să tai. Vă rog să faceți, ce vă fac e matematică adevărată. Deci, dintr-un triunghi, A, B, C, parcurite dintr-un material sub formă de triunghi, spune așa, să tai cel mai mare dreptunghi, altfel spus, să obții cel dreptunghiul de alie maximă. Cum obținem din triunghiul acesta dreptunghiul de alie maximă? Se leagă de problema voastră cu drumul minim. De aici mă duc. Se leagă și cu algebra, cu ce am făcut funcția, minimul funcției, maxim unei funcții. Deci ce vă fac este superb, o să vă placă foarte tare. Deci, cum crezi tu, Minuna și Maria, cum credeți voi că poate obține un dreptunghi? Da? Un dreptunghi din asta de are maxim. Păi are un dreptunghi, e lor... Începem la da. Dar ca practic, așa cum trebuie să fac eu ca să obțin un dreptunghi din asta? Ducem o paralelă pe ace pentru n. Deci ducem o paralelă m la cine? La b. Da. E n așa, da? Da. Uite, e n. Deci pui foarte cu și tai paralel cu latura asta. De pe n ducem o perpendiculară pe ab. Și jos așa. Și pe n ducem o perpendiculară pe ab. Și ăsta este dreptunghiul. E n. E 1, e 1. Întrebarea este, unde fixezi tu foarfecul când tai? Așa fel încât ce obții aici să fie idealii maximă, sau altfel spus, perdele să fie minime. Da? Perde minime. Adică să nu mi-am ajuns în materia ce poți să faci. El să fie la mijlocul AC și el la mijlocul lui CB. Deci bunul simț al tău te face să crezi că dacă îi pune foarte cu așa, deci de-ar fi aici într-o poziție de asta, asta ar fi ideal, nu? Deci dacă ar fi M0 și M0 și ai duce jos așa, ai obține aici M0, M0, P și E, și ăsta ar fi dreptunghiul cel mai bun. Eu nu cred. Deci, și are dreptate. Da. Deci ai tăiat prea mult exact. Aici. De unde știi tu că ăsta e dreptunghiul cel mai deștept? Păi alea lui ar trebui să fie M, M1 ori M, ori P. M, M1, a cărui dreptunghi ăla inițial sau ăsta? Să faci la un două. Păi la amândouă, la mijloc, hai mai te descurci, că știu dimensiunile pe astea și cu mijlocul și dar la celălalt nu. Facem asemănarea. Deci să încercăm ceva, nu? Da, făcut aria celui mare și scăzut celălalt cumva. Da, dar tot același lucru. În final, ori din tot triunghiul mare se face mare iar. Corect. Și scădem bucățele acelea și să scădem cel mai puțin, nu? La ce v-ați propus? Adică dreptunghiul ăla să-l tăiem ca să deci din, pierdem din adică să fie aria asta cea mai mare. Bucata dreptunghiului cea mai mare. Da, da.
Cum să tai încât să fie dreptunghiul acesta de are maximă? Poate cuvinte, dintre toate dreptunghiurile înscrise, problema matematică acum, dintre toate dreptunghiurile înscrise într-un triunghi, care dreptunghiul de are maximă? El a căpătat parte practică prin ce a făcut ca problemă, dar problema teoretică este asta. Dintre toate dreptunghiurile înscrise într-un triunghi, care este dreptunghiul de are maximă? Miruna a venit cu propunerea că la mijloc îi se pare ei că ar fi mai... n-are argumente, n-are argumente, are numai un simț practic. El merge cu mijlocul acela care, care mai păgrește și pe mine. Dar, haideți să încercăm. Deci, e vorba de faptul că... Dacă ar fi la mijloc, M0N0 ar fi jumătate în AB. Da, ar fi jumătate în AB. Și M0B, cum am notat eu aici, ar fi... Iată, ia viciază. Dacă ar fi la mijloc, M0, M0, ar fi jumătate din AB. Da. Iar M0B cât ar fi? Jumătate din înălțime. Da. CCU. Cu cine este egal area unui dreptunghi? Cu baza unui baza ori înălțimea. Adică s-a legat foarte bine de înălțimea. Și baza ori înălțimea supra 2, care este a unui triunghi, se pare că tu te-ai dus pe o variantă, ai o soluție, dar nu știu dacă e cea mai bună. Rămâne problema asta. Părând la treaba. Uitați cum vă propun eu. Neștiind care e înălțimea, hai să notăm M1. Tot ce a fost aici, construcția a fost în urma propunerii voastre. Eu am notat așa, cu M, M și M1, M1. Asta de aici să notăm cu X. Da? M1 cu X? Da, M1 cu X. Și atunci, Aria, nu vrei să lucrezi? Eu îi scriu. Eu vreau să fie atentă. Așa, da, am înțeles. Area triunghiului, nu mi-e dat de mână deloc. Da, vreau să observi, știți, domn profesor, ea se ia cu scrisul și nu observ, nu am văzut niște chestii atât de interesante și acolo... Da. Deci area triunghiului A, B, C, A, B, C. Area triunghiului A, B, C, cu cine este egal? Baza. Baza A, B. Vorbești? Hai, la numărul, sumă. Da, exact. Avea ori CC1. CC1 supra... Da, da. Acum, area dreptunghiului M, M, M1, M1, M, M, Maria vorbește, M, M, M1. M, M1. Da, M1. M, M. M, M, M1, M1. Da. Este egal cu... M, M. M, M. Nu? Puteți zice fain. Iemien sau Iemunul, Iemunul, dar mai degrabă Iemien, o să vedeți de ce. Iemien, ori? Iemien, ori? Iemien, da. Da. Iemien. Bun. Este Iemien, ori Iem, Iemunul. Iemien, ori Iemien. Bun. Bun. Ei, eu am înlătat Iemienul cu X. Înlătat, da? Deci egal cu X, înmulțit cu Iemien. Bine ar fi ca pe M, M sau tot ca o expresie mix. Mi-ar place foarte tare. Tot o expresie mix. Da, ca să, să apară aria ca o expresie mix. Acum... Dacă era la mijloc, era... Sigur că da. Dar nu-i nimic. M, M tot rămâne paralel cu AB. Da.